Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi am trecut iarăși prin crescătorie, prin mini crescătorie să zic așa, pe la iepuraș mai exact. Le-am dat să mănânce și vom merge să vedem ce mai fac puiuții din cuibul de la neozelandeză, cuibul proaspăt fătat, dar mai întâi vă arăt puiuții de la metișul de californian cu neozelandez alb. Cât de mari s-au făcut, 4 la număr, dar vedeți și voi că sunt destul de mărișori. A avut lapte din belșug, mâncărică, tot ce trebuie, da? Va trebui să elimin acea bucată de OSB-ul ca să aibă liberă trecere, să nu mai sară peste. Au crescut iepurașii, jos mai avem 5 masculași. Toți sunt de hicol, dacă nu mă înșel. Nu mai avem de altceva, neozelandez sau altă rasă. Toți sunt hicol, adică metiși de hicol cu neozelandez alb. Da? Vedem că le este cald, bagabonților, și se tolănesc de căldură, ce-i drept. Astăzi este cald, ieri a bătut foarte rău vântul. Nu știu cum a fost pe la voi, în alte localități, alte zone, dar aici a bătut foarte, foarte rău vântul. Au mâncat iepurașii și acum se pun la relax, după cum vedeți și voi. Pe ce o terenă de mâncat, se bagă la relax. Au undeva la aproape 4 luni iepurașii. Îi vom ține până pe la 5 luni dacă nu găsim să-i dăm, după care îi vom sacrifica, pentru că la 5 luni de zile vor fi destul de măricei ca să poate fi sacrificați. Așa, 5, vedeți aici masculași, femeluțe, mergem în partea cealaltă, avem ceva mai multe femeluțe decât masculași, v-am zis. Iepurașii la super preț, din păcate, mulți dintre voi n-ați profitat. Și asta este, nu am eu de pierdut, pentru că nu mai găseați iepurași așa de buni la așa preț. Aici, după cum vedeți, avem și femeluțe de neo, cum este aceasta de aici, cum este aceea de acolo, este de neo, și acesta, și acela de acolo, iar restul sunt de metiș, la fel hicol cu neozelandez alb. Asta mereu zgârmănă de albastru vienez în troacă. Păi, mai da mâncare pe jos. Te-ai învățat prost. Te-ai învățat foarte prost să dai mâncare pe jos. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Ha? Ce înseamnă asta? Să dai mâncarea pe jos. Ia uite vă la ea. Femela de albastru vienez este promisă. Trebuie să vină cineva să o ia. Foarte frumoase și metișurile acestea de hicol cu neozelandez alb. Se dezvoltă foarte, foarte bine. Cresc foarte repede. Iepurașii. La fel și cu aceste femeluțe. Dacă nu vor fi achiziționate, bineînțeles că undeva la 5 luni. Nu, ce faci? Ce faci? Ce faci? Păi ce facem aici? Alo? Mamă, mai faci și de față cu mine. Ce înseamnă treaba asta? Mănâncă ce găsești acolo, mai dai cu ghearele, băi. Uleu. Păi ne jucăm cu focul. Ne jucăm cu focul noi. Ne jucăm cu focul, nu crezi? Ce înseamnă asta? Bă, ce că sunteți mulți și nu vă ajunge mâncarea, mai dai și pe jos. Ia uite bă la ea. Ia uite bă la ea. Mâncați frumos. Mâncați frumos, aveți multă mâncare și de-aia tu ce zici fata aici. Ia uite-o la roade de un OSB-ul.
Bă, iatule, ăștia de sus deja au trecut la atac. Deja nimicesc cușca. Mâncați frumos, mai zgârmați. Mai zgârmați că ne supărăm. Mă aștept la asta de albastru, mă aștept iarăși să fac același lucru, că doar așa e învățată, nu? Dă o groază de mâncare pe jos, că o mai mănâncă ei, nu o mai mănâncă, o mănâncă găinile și așa mai departe și... Uite, așa nu le ajunge mâncarea zilnic. Ăștia de sus au apucat să roadă. Mai exact, femeia de californian, roade ștacheții. Ce faci, fata, acolo? Ce faci, fata, acolo, roz? Ștachetele, ce faci, fata? Așa. Aici avem femeluța de neo-alb, cea agresivă. Ia să încerc să o mai mângâi, să se obișnuiască cu noi. Bine că nu o voi mai ține eu, asta e promisă, dar să se obișnuiască cu omul, să zic așa. Da, foarte frumoasă femeluța, are o genă foarte, foarte bună. O voi da unui prieten să scoată cu ea puiuți, pentru că are și el un masculaș foarte bun și va scoate niște puiuți minunați. Și aici avem cuibul de neo-alb, cuibul proaspăt. Ne jucăm un pic cu femeluța. Da, mamă, o femeluță foarte frumoasă, care este la prima fătare. V-am spus, la prima fătare mi-a făcut într-o zi 1, nu s-a jumulit, nu nimic. Și a doua zi am găsit cotețul plin de puf și 7 puiuți făcuți și cuib și tot ce trebuie, ținând cont că ziua anterioară nu făcuse nici măcar cuib, nu făcuse absolut nimic. Înțelegeți? Și este la prima fătare, dar nu-mi place de ea că a început să-și facă mizeriile iarăși aici. Nu știu dacă se vede prea bine. Și aici avem nititei de neo-alb. Nititei de neo-alb care au crescut. Sper să-i vedeți și voi. S-au umblănit și aceștia. Hop, hop. Asta e și din cuib. Asta e bine pentru că înseamnă că le dă să sugă, să mănânce. Da, îi vedeți acolo și voi. E bine că mi crește pentru că este un cuib valoros și acesta de neo-alb. Este un cuib foarte valoros din punctul meu de vedere. Asta este mai mare cuiul. Uitați și voi cât de mare este acesta. Grăsunelul ăsta este mai mare, grăsunelul. E bine că are grijă de ei. Nu-mi place că a început să-și facă nevoile în cuib. Nu este ok. Îi acopăr cât de cât înapoi. Și mă bucur că momentan nu mai am nicio pierdere. Sunt 6 acolo și toți sunt în regulă. Bravo, felicitări. Felicitări, mama. Țineți aproape, v-am spus, pentru că urmează o perioadă plină. Ne vom apuca de alte cuști. O să vedeți alt model de cușcă, mult mai ok, unde iepurii să nu se mai îmbolnăvească de bătături la picioare. Și matca voi încerca să o mut aici, în acele noi cuști, noua locație. Aici avem femeluța de neo roșu. Da, v-am spus, pe timp de vară, pe căldurile acestea, nu îi voi mai da la montă. Rămân cu ceea ce am. Și aici o altă femeluță de neo-alb. Cu ea am început. Este prima femeluță de neo-alb din crescătorie. Această femeluță bătrânică are undeva la 2 ani, dacă nu mă înșel. O femeluță la care era
gata să renunț. Și aici avem un mascul de neoalb foarte frumos, foarte frumos masculul. Din păcate, nu-mi place de el că își face nevoile acolo, în cuib unde n-ar trebui să și le facă, dar asta este, nu am ce să-i fac, am încercat să-l dezvăz, nu merge. Așteptăm să facem noile cuști și să-i mutăm locașul. Mergem în partea cealaltă, mai filmez un pic și pe aceea și cam atât pentru ziua de astăzi. Am ajuns și în partea cealaltă la celelalte cuști. Da, aici este femeluța de hicolă unde se odihnește, că este umbră, este mai răcoare, are pode făcut din blană, este mult mai ok decât ștacheții. Nu am avut probleme cu ea până acum, cu bătături sau ceva de genul. Mi-ar fi părut și rău să o pierd. Femeluța este sănătoasă, este în regulă, mănâncă. Da, aici avem cealaltă femeluță de neo, o femeluță la fel la care țin. Năpârlește, să trebuiască să iau o perie și să le perii ca să le cadă blana. Da? Să nu mai simte ele mai confortabil, să nu mai fie stresate. O femeluță care s-a îngrășat un pic, ce-i drept, a făcut un pic de gușă, un pic mai mult dacă e să ne uităm bine la ea, dar este femeluța mea dragă. V-am spus, o să schimbăm locația și odată cu locația vom schimba și întreg sistemul de creștere a iepurilor, o să vedeți că îi vom crește altfel, mult mai eficient. Și aici avem un masculaș de neozelandez alb, tot în vârstă de 4 luni. Un exemplar foarte frumos pe care îl voi păstra. Este minunat. Îl voi lua la noua locație. Masculașul este exact ce trebuie, blană frumoasă, căpățână și așa mai departe. Îl vom vedea mai bine după ce va mai crește, pentru că acum încă este micuț. Și nu în ultimul rând, avem pedeluță care sper să supraviețuiască, pentru că este un bărbat bine, să supraviețuiască până repar, până refac cuștile, până le construiesc pe celelalte, sper să supraviețuiască, să nu facă bătături la picioare, pentru că el va fi primul cel mutat la noua locație, alături de alți masculi, și după vom lua și femelele din cuștile celelalte, pentru că momentan aceștia stau cel mai rău aici, în cuștile acestea. Chiar dacă sunt mari, spațioase, din păcate, nu m-am gândit la momentul respectiv că ei vor face bătături din cauza lemnului și va trebui să le pună strat de fân sau rumeguș. Cum de altfel, fân nu am și este și scump, rumegușul este mult mai accesibil și am de unde să-l procur. Așa că iepurașii vor avea în permanență, în noua locație, strat de rumeguș proaspăt. Și aici, masculul de neoalb, un mascul minunat care-l ador, se îndreaptă și el spre 2 ani de zile, un mascul minunat, care n-aș vrea să-l pierd. Momentan toți sunt sănătoși și nu au probleme. Și aici, cușca, care o știți foarte bine, de la masculul de albastru vienez, din păcate care nu mai este, l-am pierdut, pentru că acesta a făcut bătături, dar niște bătături cumplite, ce n-au mai putut fi tratate la ambele picioare, arăta foarte, foarte, foarte urât, din păcate. Cam atât pentru astăzi, fraților, nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, să dați un like, un share și de ce nu și un abonament la canal, cei care sunteți noi, să aprindeți clopoțelul pe toate pentru a primi notificări de fiecare dată când eu postez un nou videoclip. Până data viitoare, vă salut și numai bine!